Să vă rog, Zani, că la tine în pat, că la tine în tir. În cate mă bagă. Dacă intri, ia uite frate cum intri. Serios, dacă-i scoate. Salut, prieteni! Astăzi este duminică, sunt aici cu Tunatu, Răzan și să mergem puțin pe la cumpărături. Să vedem noi ce luăm pe acolo, ca băieți așa. Să cumpărăm și niște bere. E foarte, foarte cald afară. Să ne răcorim un pic cum ar veni. Nu? Vii cu Nate așa, vii tu acolo. Da, da, da. Să ne răcorim puțin. E o vreme foarte bună de mers la o apă ceva, la o piscină, dar nu prea avem noi timp astăzi. Suntem ocupați cu ADR-ul. Cu ADR-ul. Am rezolvat treaba cu ADR-ul de ieri. Dar astăzi la 7 la cât trebuie să plecați? La 7 jumate e restricție. E restricție pe Germania de la 7 dimineața, nu? La 8 seara, da. La 8 seara. Sâmbăta și duminica. Sâmbăta și duminica. Și duminica, nu, duminica de la ce oră? Intră seara de la 12 noaptea până mâine seara la până mâine seara la 10. Auziți? Da. Restricția pe Germania, așa că nu circulați. Ilegal. Camioanele. Camioanele, da, pentru camioane. Și până diseară la 7 avem timp liber. Și să umblăm și noi pe aici, mergem la cumpărături, cumpărăm și noi ceva acolo, vă arătăm și vouă, ce luăm, ce facem. Așa că stați aproape, revenim din magazin. Pa. Hai să vă arătăm cum se fac banii. Ia de Răzvan. Uite. Așa se fac banii. În Germania. În Germania, adunat sticle. Și venim aici cu ele la aparat. Și în câțiva ani poți să te îmbogățești din chestia asta, nu? 2-3 ani maxim. 2-3 ani. 2-3 ani strânge o avere frumoșică. Trebuie să le bagi. Invers. Se adună banii. Ia uitați aici. Încă un bilet de ăsta și mă îmbogățesc. Ia zero bani, nu-i așa? Unde mai găsesc? Mai aducem. Hai să facem cumpărăturile. Suntem în Kaufland. Revenim. Și suntem și pe magazin, facem niște cumpărături aferent corespunzătoare, frumos. Ia de răzani, cam asta, asta ar fi. Nu? Uite. Nu, e 14 euro aici, o. E scump, e scump. Băi, pe la Popo era ceva. Am văzut ceva șmecher acolo. Da, la asta. La tura care vine, dacă mai vii, mai vii pe aici, mergem acolo. Da, nu, da, da. Hai să mergem la carne. Sunt și noi o carne de văcuță. Astăzi facem o bucătare. Trebuie să pregătim o ciorbă de văcuță. Ia zi, Răzan, te pricep? Masterchef. Asta suntem pe Masterchef. E mare bucătar. Facem o ciorbă de văcuță. Am luat aici ce trebuie. Mergem să vă luăm și carnea. Și hai să vedem. Hai să vedem aici. Puse în file de grătar. Ia zi, boss. Vreau să mânc de o răzătoare. Fără un chel. Unde te vrezi? Și frații mei, voi ce faceți astăzi? Ce planuri aveți? Unde vă plimbați? Pe unde mergeți? Gata, rezolvat? Gata, mergem la Turc? Da, deci mergem la Turc și după mergem căutăm un loc, să bem o bere la halbă. Pf, hai de pe căldura asta, doamne. Chiar ai zis ceva minunat. chiar am zis ceva care chiar merge pe vremea asta. Stai și aștept că sunt fie invitat. Și mergem să căutăm și noi o terasă, să bem și noi o bere la halbă, așa, la halbă, rece, chiar. rece. Că o zi de... O zi de muncă. De muncă, cum ar veni. O zi de muncă de asta, așa. Doamne, cât merge. Și na, e și na. Îmi simțim și noi mai bine. La o halb, la o vorbă, la un alt. E frumos. Așa că hai să dăm drumul și poate când găsim terasa, revenim de acolo cu imagini. Hai. Prieteni, am ajuns și acasă. E foarte cald, avem aici două beri reci.
scoase din frigider. A venit și pe la noi prietenul meu și vecin și tot ce trebuie aici cu noi. Desfacem și noi două beri să le bem. E foarte cald. Ce ziceți, un băieți, merge berea? Mă căzură. Căzura asta, a? Cred că trebuia să luăm paharele, că face spumă. Și să bem și noi o bere frumos. Chiar știi că e mai multe, că noi trebuia să noi am vorbit că bem o bere să mute. Da, nici problemă, oricând. Da. Nu-ți aproape. Nu suntem aproape ce vii, cu mine, la doi pași. Și pe jos te duci și vii. Ai pun sau? Că umplem paharele, vine aici, frumos. Uiți! Noroc! Sănătate! Și mai bine. Revenim mai târziu cu imagini. O să vă mai arătăm. Mergem și puțin pe afară să prezentăm puțin mașina vecinului meu. Ia, Serghei, ce zici? Ia uite, fac, cum se vede. Frumos din cheie, ca lumea, asta ce trebuie. Intră în ea acolo, fă-ți dam blau. Am băgat-o la umbră că e soarele puternic. Și... strică vopseaua mașinii, vă dați seama. Așa frumusețe de mașină, să o lăsăm așa afară de tură zonă. Ce zici, Serghei? E păstrată bine. O? Da. Cât a fost, chiar... fost proprietarul în femeie. Băi, da, proprietarul care am luat-o era femeie. Era femeie, dar... n-au obținut-o mult, vreun an jumate a ținut-o femeia asta. Dar așa a fost la primul proprietar. Primul proprietar la mâncare de acolo, care a plătit de la Mercedes cu 11.500. Am înscris tot în carte acolo. De interesant tot. Am acolo tot ce trebuie. Păi, să ne arunc. Bă, stai să vezi, pac, la prima chei. Ia ascultați și voi. Uite, bă, cheia frumos, tac. Ei, da, e frumos așa. Pare acolo, nu? Nu mai e apă la ștergătoare. Da, da, da. Ia uite. Ia cum s-au de motor. Motor de Mercedes, 2-2. Da, uite. Pionierul. Da, da, da. Pioneer aici frumos. Da, da. Dar uite cum arată aici la schimbător, cât de bine arată cromul ăsta și tot ce da, trebuie. E... e asta și zic, să mă mulțumesc. Uite și bine, cât de bine arată, nu, interiorul. Voi ați văzut că v-am mai arătat. Era curios vecinul meu să vadă și el mașina care am luat-o. Și am zis, dacă tot a venit pe la mine, să eu arăt și lui. Ia stai, ia, intri bine cu genunchi, adică nu stai. Faci noi testul cum fac ăștia pe internet. Intră în spate, stai bine cu genunchi, atingi scaunul din față. Ți-a dat la ea și triunghiul și toate nebunilele alea. Bă, am triunghi, nu am și ăsta. Da, astea le am. Nu am roate de vedere. Și... a, aia mea. Ți-a dat? Ea mea, aia. Deschide acolo, vezi că... Asta la mine nu erau aici de toate când am luat. Am cheie, am tot ce trebuie, cârlig de remorcare, da, cârlig, vestă, o bere acolo. Și o bereță. Da, da, da. Băi, nu știu ce e asta. Dacă voi știți ce e asta, să-mi spuneți și voi care vă uitați la vlogurile mele. E o mufă... Bă, ăsta e de parcare, mă. E de parcare? Văd aici da, un microfon. De parcare. Și nu știu ce e asta. Senzul e de parcare. De parcare, senzul? Deci, e de parcare ăsta? L-a schimbat sau ce? Are senzor? Nu, nu are senzor, dar nu știu ce să... Cred că el conectez la casetofonul. Crie, nu știu. Bă, ăsta e diferit. Nu, ăsta e microfonul ăla. Și ăla e microfonul. Da, da, da. Și tot cred că sunt senzori. Da, nu știu ce e aici. În fine. Cine va lua această mașină? Dar finul meu o va lua. Îi dau și ăsta cadou. Da, știi că sunt spray speciale de vopseaua și tari deasupra și stelul da, care unezi griata. Mașina deja e a finului meu, deja am vorbit cu el, va fi a lui. Va face schimbările care vrea el. Va face el schimbările care le vrea. Ce ai, mă, în portbagaj dacă nu? Stai, băi, răzani, e ca la tine în pat, ca la tine în tir. În cap.
pe un vagon. Dacă intri, ia, uite frate cum intri. Serios, dacă scoți asta de aici, stai așa. Scoți asta de aici, scapi un om lejer. Bă, frate, tranșez oameni să mă, tranșez oameni. Și bag aici, tractor de carne vine. Da. De mare, e mare, frate, ce. Băi, serios, mi se pare o mașină perfectă. N-am probat-o eu așa mare lucru, că nu e înscrisă, dar... Nu știa ce se bagă la. Cam asta-i. Fraților, în final am ajuns și la terasă. Stăm frumos acum, bem și noi o bere. Vezi, salutare! Terminăm și noi berea asta aici, frumos. Și cam asta a fost vlogul de astăzi, așa că nu uitați să vă abonați, să dați like, share și tot ce trebuie. Nu mai. E deja aici, pierdând vlogul, se plictisesc oamenii cât se uită la noi. Și ne auzi data viitoare. Hai, pa, pa!